În seara aceasta vă invit să deschideți cuvântul Domnului în Cântarea Cântărilor, capitolul 2, și vom citi versetul 15. Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 15. Prindeți-ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Amin. Mulțumesc, reocupați-vă locurile, vă rog. Frați și surori, dragi prieteni, oaspeți ai casei Domnului, suntem aici de la ora 6, plus sau minus câteva minute, și am venit aici ca să ne întâlnim cu Mântuitorul Iisus Hristos. Ne-am rugat împreună, am cântat, am ascultat frații cântând și acum inima noastră este pregătită să asculte Evanghelia. În această seară, pentru timpul care a mai rămas, Domnul a pus în inima mea un cuvânt pe care l-am numit dușmanii spirituali. Observați, vă rog, că versetul acesta din care am citit în această seară vorbește despre două categorii de lucruri. Despre vulpi și despre vițe de vie. Vulpile sunt periculoase pentru vița de vie, în mod special atunci când se întâmplă două lucruri. Atunci când vița de vie este în floare și ea nu are struguri, are doar flori care se vor transforma în struguri. Atunci când există strugurele, el este agățat puternic de tulpina viței de vie și nu se rupe ușor. Însă floarea, doar dacă o atingi, cade, pentru că ea este foarte vulnerabilă. Al doilea motiv este că vulpile care strică vița de vie nu sunt mari, ci sunt mici, par nevinovate și nimeni nu se gândește că ele sunt dăunătoare. Faptul că floarea de la vița de vie este foarte fragilă și vulnerabilă și faptul că vulpile, fiind mici, părând nevinovate, creează toleranță din punctul de vedere al celor ce păzesc via, fac acest verset biblic să ne ducă cu gândul la faptul că aceste vulpi mici sunt de fapt niște dușmani puternici ai viței de vie. Dumnezeu compară de multe ori biserica sa și pe oamenii credincioși cu vița de vie. Și în seara aceasta, plecând de la acest verset, aș vrea să vorbesc despre dușmanii spirituali ai oamenilor lui Dumnezeu, care sunt via Domnului. Viața spirituală cu Dumnezeu este o cale reală, nu doar o decizie determinată emoțional. Umblarea pe calea aceasta este determinată de un eveniment când omul se întâlnește cu Dumnezeu. Însă umblarea aceasta este un proces care, deși începe la un moment dat, el nu se termină niciodată, decât atunci când Domnul vine sau când omul merge la Domnul. În procesul acesta al vieții spirituale există dușmani care atacă. Ei nu atacă atunci când omul este puternic, când este pregătit, când este în gardă, ci dușmanii atacă stând la colț, luându-te prin surprindere, atacă atunci când este întuneric, ca să nu-i vezi, atacă atunci când dormi și te ia pe neașteptate, atacă atunci când ești singur și ei vin mulți, te înconjoară și nu poți face față unul singur la mulți. Ei atacă în situații în care ești vulnerabil, iar ei sunt siguri și domină. Dacă în viața umană, în viața fizică există dușmani care pun viața noastră în pericol, în viața spirituală există dușmani. Și dacă foarte mulți dintre noi am avut de suferit în viață datorită dușmanilor, am avut de suferit fizic, emoțional, profesional, poate chiar familial, mulți s-au despărțit datorită dușmanilor. Viața spirituală poate avea consecințe grave
Și cineva poate muri spiritual datorită acestor dușmani. Dar, după cum veți vedea, eu nu voi prezenta dușmani mari, de gen Goliat. Droguri, alcool, relații extramaritale, ci voi vorbi despre niște dușmani care nu par dușmani. Voi vorbi despre vulpi mici, nu despre părinții vulpilor mici. Despre vulpi mici care par absolut nevinovate. Și tocmai de aceea le lăsăm să intre în vița de vie, fără să ne dăm seama că vulpile mici câteodată sunt mai periculoase decât vulpile mari. Primul dușman pe care aș vrea să-l prezint în această seară, în intenția mea de a atrage atenția poporului lui Dumnezeu, care stă confortabil în casa lui Dumnezeu, mulțumit că nu folosește țigări, alcool, că este fidel partenerului, că vine la biserică, că trece deseori pe la casierie și face jertfe financiare, e bine, eu vreau să vorbesc acestor oameni în această seară. Vreau să vorbesc tinerilor care sunt mulțumiți că colegii lor de la școală fac prostii și ei nu fac și vin la Betania și cântă. Eu vreau să vorbesc tinerilor acestora în această seară. Vreau să vorbesc în această seară acestei categorii de oameni care se străduiește să trăiască pocăința, care se abține de la păcat, care vrea să ia decizia pentru botez, pentru stăruința după umplerea cu Duhul Sfânt, care vrea să ia decizia să cânte într-o formație, care vrea să ia decizia să facă o slujbă pentru Domnul. Acestor oameni cum se cade, care sunt membri serioși ai Bisericii Betania, eu vreau să le vorbesc în această seară. Pentru că tot ceea ce voi spune, cel puțin în seara aceasta de duminică, reprezintă niște vulpi mici, care produc daune adânci și mari în viața dumneavoastră. Primul dintre ele, sau primul dintre ei, că e vorba de dușmani, este absența credinței și absența loialității față de Iisus Hristos. Atunci când noi vorbim despre credință, trebuie să acceptăm că există câteva riscuri ale credinței. Primul risc, mai ales pentru tinerii care sunt afectați de educația atee din școală, de păgânismul din societate, este faptul că ei sunt tentați să creadă în ceva, nu în cineva. Tinerii sunt tentați să creadă în ceva, nu în cineva. Într-un Dumnezeu impersonal, într-un Dumnezeu care oferă, dar nu așteaptă, nu cere nimic. Într-un Dumnezeu care nu știe să controleze, nu știe să se impună. Un Dumnezeu care te lasă în pace să crezi, să crezi ce vrei, să crezi cât vrei, să crezi cum vrei. Atunci când vorbim despre credință, ne asumăm riscul să credem nu în cineva, ci doar în ceva anume. Credința în ceva anume este egală cu zero. Al doilea risc pe care ne-l asumăm când vorbim despre credință este să crezi în cineva, dar să nu-i fii loial. Foarte mulți oameni care cred în Dumnezeu, cred în Dumnezeu când se roagă, cred în Dumnezeu când cântă, cred în Dumnezeu când se rostește predica, dar ei în viața lor personală nu sunt loiali lui Dumnezeu în care cred. Atunci când se termină serviciul divin și își pun instrumentul undeva, sau poate nu cântă la un instrument, pur și simplu sunt pe bănci sau fac altă slujbă fără instrument, și ies din sanctuar și urmează zilele în care ei nu vin la biserică și nu slujesc, ei nu reușesc să fie loiali Dumnezeului în care cred atunci când vin la biserică. Nu sunt loial prin gândurile lor, nu sunt loial prin sentimentele lor, nu sunt loial prin deciziile lor, prin relațiile lor și prin atitudinile pe care le au în relații. Nu sunt loiali lui Dumnezeu. Ei au o credință infidelă, au o credință lipsită de loialitate, golită de loialitate. O credință pusă în ceva este egală cu zero, dar și o credință în Dumnezeu care nu te predispune la loialitate față de Dumnezeu este egală cu zero. Pentru că de ce îi spui lui Dumnezeu, Doamne, Doamne, dacă nu ești fidel acestui Dumnezeu, urmându-L cu fapta, nu doar cu o credință care nu ajunge la nivelul faptelor? Care este diferența între credința care n-ajunge la faptă și între necredință? Niciuna. Credința care nu creează fidelitate pentru Dumnezeu este de fapt o formă aparentă de credință, dar de altfel ea este necredință în toată regula. Dragi tineri, eu știu că viața
la momentul acesta pentru voi este foarte dulce și provocatoare. Asupra voastră familia și biserica creează presiune să vă pocăiți, să vă botezați și să deveniți serioși. Cunoscuții voștri, ori de câte ori au o discuție cu voi, vă împing înspre relația serioasă cu Domnul, înspre o viață spirituală responsabilă. Dar undeva în inima voastră tânără există un strigă disperat după plăcere și după poftă, alimentat de relația voastră cu colegii necredincioși, cu prietenii necredincioși, alimentat de zestrea ascunsă în memoria voastră păcătoasă, pornografică. Tinerețea voastră, lipsa voastră de experiență, dorința voastră de cunoaștere, curiozitatea vă predispune pe voi să încercați și altceva decât pocăința la care vă predispune familia și biserica. Și voi pendulați între aceste două extreme. Ați vrea să fiți pocăiți, dar undeva în instinctele primare ale inimii voastre, voi totuși ați vrea să încercați pe pielea voastră, prin experiență, păcatul. Și atunci apelați la o metodă de compromis. Credeți, dar nu în cineva, ci doar în ceva. Sau dacă totuși ajunge să credeți în cineva, credeți fără să fiți fideli celui în care credeți. Vă căsătoriți cu intenția să nu fiți fideli partenerului. Unde poate să ducă o astfel de căsătorie? Vreau să vă spun în seara aceasta următorul lucru. Dușmanul acesta este foarte mare pentru voi. Este foarte mare în mod special pentru voi. Vreau în această seară, voi toți care sunteți tineri aici, dar nu numai voi, să vă gândiți foarte serios. Voi credeți în cineva sau în ceva? Dacă credeți în cineva, credința aceasta voastră în cineva creează fidelitate pentru acest cineva? Fidelitatea aceasta este puternică? Ea se împletește cu abstinența de la păcat? Ea se manifestă prin neprihănire, prin sfințenie? Trebuie să răspundeți în seara aceasta aceste întrebări. Pentru că o formă greșită de credință sau lipsa fidelității în credință este un mare dușman pentru voi. Și este cu atât mai mare cu cât pare mic. Pare un dușman mic. Nimeni nu știe că voi sunteți atacat de dușmanul acesta. Părinții se bucură că veniți la biserică. Dar dacă voi credeți doar în ceva, sau dacă credeți în cineva, nu-i sunteți fideli. Voi știți că dacă Iisus vine la noapte, pe voi nu vă ia? Știți asta? Vă imaginați ce înseamnă să-ți aduci tinerețea în biserică și să nu te bucuri de păcat și când se întoarce Iisus totuși să rămâi pe pământ? Voi sunteți responsabili de tragedia la care vă expuneți prin faptul că lăsați un dușman mic să intre în viața voastră spunând: a, eu sunt bucuros că nu consum droguri. Și eu sunt bucuros că nu consum droguri. Dar crede-mă că în ciuda faptului că drogurile par un dușman mare, nu este mult mai mare decât dușmanul mic numit credința doar în ceva, nu în cineva, sau dacă totuși este în cineva, nu este urmată de o fidelitate pentru acel cineva. Gândește-te, te rog, la viața ta. Dacă dușmanul acesta este acolo, crede-mă că tu ești aproape să mori. Al doilea dușman despre care vreau să spun două vorbe este egoismul, sau mai concret, egocentrismul. Egocentrismul înseamnă egoul meu pus în centru vieții mele. Mi-ar place să am posibilitatea să vă întreb și să-mi răspundeți. Omul are eu, dar nu-mi răspundeți. Dacă are, e bun, nu-mi răspundeți. Dacă e bun, e bine să fie în centru, nu-mi răspundeți. Un lucru e clar, când eul omului este în centru vieții lui, acesta se numește egocentrism. Și dușmanul acesta, încet, încet, rupe toate florile viței de vie. Și când toamna te duci să culegi struguri, nu găsești nimic. Pentru că atunci când struguri erau doar floare, a venit o vulpe mică, apare nevinovată și a rupt tot. Și acum un singur lucru mai produce vița de vie: umbră, dacă ai nevoie de asta. Egocentrismul este un dușman care lovește în personalitatea omului.
Și aceasta pentru că atunci când omul nu-L pune pe Dumnezeu în centru, el trebuie să pună pe cineva în centru. Orice lucru trebuie să fie centrat. Ați observat că roțile la mașină au undeva prins pe marginea la jantă o bucată mică de plumb. Și rostul acelui plumb este să centreze roata și să nu facă volanul trepidație. Orice lucru care se învârte trebuie să fie centrat. Viața noastră trebuie să aibă ceva în centru care oferă stabilitate. Vapoarele mai vechi care nu aveau tehnologia de astăzi, undeva jos în fundul lor, aveau o cantitate mare de nisip sau mai nou, de bucăți din beton, numit lest. Și acesta se punea ca la valurile puternice și la furtunile mari, vaporul să nu se răstoarne, ci aici la bază să țină greutate cantitatea aceea de nisip sau de beton și să-l țină în picioare. Altfel fiind ușor, el se întorcea invers. La fel au mașinile de curse sau motoarele de curse. Ele sunt foarte bine echilibrate ca în centru, la bază, să aibă un centru de greutate care le ține în picioare. Ei, viața unui om trebuie să aibă în centru un centru de greutate. Viața unui creștin trebuie să-l aibă în centru pe Iisus Hristos și el să dirigeze toate prioritățile, toate proiectele, toate valorile acelui om. Atunci când în viața unui om nu există Dumnezeu, el trebuie să pună pe cineva în locul lui acolo. Care sunt obiceiurile obișnuite ale oamenilor să pună în centrul vieții lor, în locul lui Dumnezeu, pe cineva? Cel mai frecvent este religia. Oamenii pun în locul lui Iisus Hristos în centrul vieții lor religia. Și cu oricare om vrei să vorbești despre Dumnezeu, el îți spune, dar și eu am religia mea. Tu vrei să-L vorbești despre Dumnezeu și el îl asociază pe Dumnezeu cu religia lui. Religie care înseamnă să te duci o dată pe an sau de două ori pe an la biserică și să faci nu știu ce mătănii, să duci nu știu ce lucruri, să pupi nu știu ce și după aceea să te întorci acasă. Dar să te întorci cel puțin la fel de rău cum ai intrat. Oamenii îl asociază pe Dumnezeu care este cineva cu o religie care este ceva. Cel mai frecvent obicei al oamenilor să pună în centrul vieții lor pe cineva sau ceva când nu este Dumnezeu, este religia. Poate fi filozofia, poate fi păcatul, sau mai frecvent și mai nou, poate fi el însuși pus în centru. Acesta se numește egocentrism. Oameni care se pun pe ei înșiși în locul lui Dumnezeu, în centrul vieții lor. Și nu Dumnezeu hotărăște ce face el cu viața și el însuși hotărăște asta. El devine Dumnezeul lui. El devine propriul lui Dumnezeu. Timpul e al lui, banii sunt ai lui, prioritățile sunt ale lui, valorile sunt ale lui, totul este al lui și el face ce vrea cu viața lui. Omul acesta este un om egocentric. Priviți, vă rog, în bisericile de unde veniți. Și veți constata cât de mulți sunt oamenii care, deși vin la biserică, ei sunt niște oameni egocentrici. Iisus Hristos n-are niciun cuvânt de spus în viața lor. Spune ceva duminica, dar luni dimineață când se trezesc mintea le e goală. Mai ții tu minte, dragul meu, mâine dimineață predica din această seară? Nici nu cred că te mai interesează. Ești așa de ocupat încât mâine de dimineață nu știi la care telefon să răspunzi mai repede? Nu știi în care job să alergi mai repede, nu știi pe care client să-l mulțumești mai repede și nu știi care cec să-l iei mai repede. S-a dus predica, s-au dus prioritățile spirituale, s-a dus Dumnezeu din centru și dintr-o dată îl împingi pe Domnul de duminica care e în centru, de fapt nici nu este, și te așezi din nou tu. Și tu hotărăști absolut tot ce faci cu viața ta. Și duminica vii la biserică din nou și mai te dai drept un pocăit, dar de fapt ești lovit de un dușman puternic numit egocentrismul. Vreau să-ți spun ceva privindu-te în ochi. Dumnezeu nu e în viața ta. Vreau să mai repet încă o dată lucrul acesta în timp ce continui să te privesc în ochi. Dumnezeu nu este în viața ta. Dacă Hristos se întoarce la noapte, ascultă-mă, tu nu vei merge în cer. Pentru că cerul nu va fi plin de oameni care iau propriul eu și îl pun în centru vieții lor. Iar Dumnezeu nu mai este cineva care conduce viața și este doar ceva sub formă de religie care se manifestă duminica, poate vinerea sau joia.
Generația aceasta de penticostal sau baptiști nu îi veți vedea niciodată în cer. Pentru că oamenii aceștia nu sunt decât niște religioși care s-au pus pe ei înșiși în centru vieții lor. Oamenii aceștia pot da bani la biserică. Oamenii aceștia pot face o slujbă. Oamenii aceștia pot fi o schelă pentru construcția împărăției lui Dumnezeu. Dar când construcția va fi luată la cer, schela aceasta va fi demolată și pusă pe foc. Oameni care sunt în centru vieții lor, ei hotărăsc ce fac cu viața lor. Ei sunt niște egocentrici. Viața lor se învârte în jurul lor. Hristos nu are niciun cuvânt de spus. Hristos nu poate să ia nicio decizie pentru ei. Hristos nu-i poate folosi pe ei deloc altfel de cum gândesc ei. Sunt niște oameni rigizi. Sunt niște tradiționaliști care nu pot fi scoși din tradiția lor. Dumnezeu nu mai are nimic nou pentru ei. Dumnezeu nu mai poate să le comunice nimic nou. Sunt niște oameni băgați într-un beton puternic și nu-i mai poți scoate de acolo. Sunt niște oameni care trăiesc în secolul trecut. Sunt niște oameni care vor să împlinească niște nevoi care nu mai există. Sunt niște oameni care trăiesc într-o lume iluzorie, inexistentă. Sunt niște oameni care vor să rezolve problemele de astăzi cu instrumentele de mâine, fără ca să le sterilizeze, fără ca să se întrebe dacă instrumentele acestea mai răspund în mod competent la problemele actuale. Lăsați-mă să vă citesc ceva. Când oamenii se îndepărtează de Dumnezeu, guvernele își pierd orientarea. Minciuna nu mai are limite. Datoriile devin neachitate. Discuțiile sunt fără rezultat. Politicienii sunt fără caracter. Creștinii nu se mai roagă. Bisericile își pierd puterea spirituală. Popoarele își pierd pacea. Oamenii devin imorali, desfrânați, păcătoși. Moda devine desfrânată, violența crește. Priviți, vă rog, în biserica dumneavoastră și puneți o notă de la 1 la 10, 1 fiind cea mai mică și 10 cea mai mare. În ce măsură cuvintele acestea sunt o realitate? Ia aceste afirmații și pune-le pe creștinii de vârsta ta și încearcă să răspunzi la următoarea întrebare. În ce măsură cuvintele acestea sunt o realitate? Veți constata cu groază următorul lucru. Foarte mulți oameni care vin să se închine în biserici sunt atacați de acest dușman aproape invizibil, mărunțel, micuț, aproape drăguț. Este un păcat cu care aproape că te joci. E frumos să te joci cu o vulpe mică. E frumos să te joci cu ceva mic. Tot ce este mic și nu este adult este plăcut, creează confort, plăcere, frumusețe. Și totuși Biblia spune, vulpile mici profită de vulnerabilitatea de moment în timp și rupe floarea viței de vie. Și dincolo de umbră, vița nu mai are niciun rezultat. Și vine stăpânul toamna să culeagă rodul și găsește o vie goală, lipsită de rod. Și atunci întreabă, ce rost mai are să ocupe frunzele acestea verzi, proprietatea mea? Am plătit pasnic să muncească via. Am plătit lucrători să pună gard și via aceasta nu produce nimic. Care companie cultivă vițe de vie ca să facă poză cu ea? Care companie cultivă vițe de vie ca să aibă vara unde să stea la umbră? Cunoașteți pe cineva care face business de felul ăsta? Oamenii care vin la biserică, unii dintre ei fac business de felul ăsta. Se pun pe ei în centru, nu pe Iisus Hristos. Ei sunt tari, ei sunt deștepți, ei sunt mari, ei au gura mare, ei sunt nervoși. Lor nu le pot spune nimic. Ei nu mai au ce să învețe. Ei hotărăsc absolut totul. Ei sunt în centru. Niște nefericiți egocentriști. Niște oameni care cred în ceva. Iar dacă totuși cred în cineva, n-au niciun pic de loialitate față de acest cineva. Pentru că acest cineva nu are acces în centrul vieții lor. Vor să-l țină în zona de south, la periferie. Iar în centrul vieții lor stau ei. Îi veți cunoaște după următorul semn. Nu au altceva în cap decât confort. Îi veți cunoaște după următorul semn. N-au nimic în cap decât confort.
Singurul lucru care l-au în cap este să trăiască mult și cât mai confortabil posibil. Nu le place să plângă, nu le place să sufere, nu le place să se abțină, nu le place să se trezească mai devreme sau să se culce mai târziu pentru Iisus Hristos. Nu le place să facă niciun efort pentru Domnul. Vor doar un bolnav, confort bolnav. Este tot ceea ce își doresc de la viața aceasta. O Americă confortabilă. Nu-i deranjează nimeni, altfel își folosesc avocatul. Niște nefericiți egocentriști care vizitează biserica în speranța că vor îndupleca pe Dumnezeu să-i transfere în cer. Vreau în această seară să trag un semnal de alarmă, pentru că ești comparat cu vița de vie ca și mine, și să-ți spun următorul lucru. Vulpile acestea mici vin și lovesc în viața noastră și noi nu observăm că nu-s droguri, nu-i alcool, nu sunt țigări, nu există violență, bătaie cu pumnii, că dacă ar fi așa, ar ști toată adunarea și ți s-ar face rușine și ai zice ăsta e păcat. Dar este un simplu eu pus în centru, timp în care Hristos se duce ca și în grădina Edenului, dincolo. În seara aceasta am datoria, pentru că te iubesc, în timp ce îmi spun mie, să-ți spun ție sau să vă spun dumneavoastră. Persoana în al cărui centru de viață nu există Iisus Hristos, și există El însuși, ego-ul Lui, eu-ul Lui, omul acela nu va ajunge în cer dacă nu se pocăiește. Cea mai periculoasă formă de idolatrie este auto-idolatria. Este ego-idolatria. Cele trei instincte care definesc existența umană sunt, și gândiți-vă, vă rog frumos, dacă am dreptate sau nu, poate nu par foarte religios în ceea ce spun. Primul instinct este instinctul autopersonal, instinctul de a-ți manifesta eu-ul, de a ține cont de tine. Dacă întâlnești doi oameni în viață care mor de foame, unul ești tu și unul este un alt om, pe care îl hrănești primul? Acesta este un instinct. Aduceți-vă aminte că și atunci când ne urcăm în avion și când ne învață cui punem primul masca de oxigen, niciodată nu ne spune să o punem celuilalt, nici chiar dacă e copilul nostru. Mai întâi trebuie să ți-o pui ție însuți. Este normal să te ocupi mai întâi de tine și mai apoi de alții. Hristos spune să iubim pe alții cum ne iubim pe noi, nu mai mult decât ne iubim pe noi. A avea grijă de tine, instinctul acesta de conservare a vieții, de a te proteja, de a te feri, de a te pune la adăpost, de a te feri de moarte, de necazuri, de durere, este cel mai puternic instinct al existenței umane. Al doilea asemenea acestuia este instinctul social. Instinctul social este să faci ceva pentru oameni. Mai ales femeile accentuează instinctul acesta. Uitați-vă că atunci când auzim despre o nevoie, noi imediat ne gândim, nu putem să facem și noi ceva pentru nevoia asta? Suntem preocupați să întindem o mână de ajutor, ne e milă de oameni, ne e milă de orfani, de văduve, de bătrâni. Vrem să facem ceva pentru societate. Vrem să se spună și despre noi în posteritate că am făcut ceva, că n-am fost chiar niște nimeni în drum. Și fiecare dintre noi avem în noi înșine instinctul acesta de a face ceva pentru societate, de a face muncă voluntară, de a face ceva să rămână. Al treilea instinct, la fel de puternic, care conduce viețile oamenilor, este instinctul relației intime, să nu-l numesc direct, să vă ofensez pe cineva. Aceste trei instincte guvernează viața umană. Veți spune, nu e adevărat că suntem la biserică, ascultați-mă. La biserică sau în afara ei, omul e om. Ai ochii albaștri și când vii în sanctuar și când pleci acasă. Și când conduci Dacia și când conduci Mercedes, tot albaștri sunt ochii. Aceste trei instincte fundamentale îți guvernează existența. Că vrei să recunoști sau nu, asta este doar o problemă de fidelitate sau de ipocrizie. Dar existența umană are la baza ei aceste trei instincte. Instinctul eului de autoconservare, instinctul social de a te implica pentru binele altora și instinctul vieții intime sau, mai direct spus, instinctul sexual. Aceste trei instincte îl obligă pe om să țină cont de cele două aspecte. De cine mă ocup mai mult, de alții sau de mine? În primul rând trebuie să mă ocup de mine și, în egală măsură, în al doilea rând trebuie să mă ocup de alții. Însă cât de adevărat este lucrul acesta atunci când eu mă uit la viața mea? Venim în America, trec anii, ne consolidăm poziția,
și puțin câte puțin nu mai suntem dependenți de nimeni. În România copiii erau dependenți de părinți și n-aveau încotro, că dacă tata nu le dădea bani, de unde să-și cumpere abonament pentru tren? Dacă bunicul nu-i dădea lui bicicleta, de unde bicicleta? Aici, nene, lucrurile s-au schimbat. Copiii la 16 ani au mașină, au celular și dacă vor îți răspund, dacă nu, nu. Îl întrebi unde ești și spune, sunt la... dați un nume. Mulțumesc, Chili's. Verifică dacă e la Chili's sau nu. Verifică. Nu vă imaginați ce provocare să fie neascultători și mincinoși este pentru copii realitatea de aici. Nu vă imaginați. Nici măcar nu vă imaginați. Pentru că nu suntem în mod practic și prin experiență în situația aceasta, nici măcar nu ne imaginăm. Există o provocare teribilă să răspunzi la instinctele primare care te cheamă să le satisfaci și să te jonglezi un pic cu părinții. Pentru că ai posibilitatea, nu te pot verifica, nu te mai au la mână. Simplu, dacă ai un part-time, te descurci. Ei, toată situația aceasta creează independență. Independență de părinți, independență de biserică, nu e nicio problemă, că dacă te super pleci de aici, te duci la altă biserică, că în Chicago sunt multe. Ce? Ce, Betania e singura biserică? Ce, ăsta e singurul păstor? Și toate aceste lucruri creează independență. Știți ce se întâmplă când omul se pune într-o situație de independență? El nu mai dă socoteală la nimeni. Nu există un om mai nefericit pe planeta Pământ decât omul care nu are cui să-i dea socoteală în viață. Cea mai periculoasă stare în viață este să fii în starea să nu mai dai socoteală la nimeni. Nu există stare mai periculoasă în viață, pe care noi de altfel o dorim și ni se pare că e o oportunitate, decât să nu te tragă nimeni la socoteală, decât să nu aibă nimeni autoritate asupra ta, decât să nu spună nimeni până aici și pur și simplu să ai o libertate fără limite și spui, las că mă opresc eu. Te oprești tu, te oprești și tu cum s-a oprit Eva și Adam. Și cum te-ai oprit și ieri și alaltă, tot la fel te oprești și astăzi. Adică nu te oprești. Acesta este un dușman. Este un dușman venind dintr-o sărăcie lucie. Am fost umiliți de comunism. Am fost bătuți la palmă cu nuiaua la școală și cu cureaua acasă. Și am venit în America și avocatul ne oferă libertate totală. Nu mai să îndrăznească tata să-mi arate degetul. Să vezi tu ce frumos sună poliția. Și atunci eu de mititel mă pun în centru. Și nimeni nu poate să-mi zică nimic. Dacă cineva mă ia mai tare, eu spun, eu trăiesc într-o țară liberă și fac ce vreau. N-am nicio autoritate asupra mea. La biserică eu vin să ascult predica, dar pastorul n-are nicio autoritate asupra mea. Că numai un pic, dacă se ia de mine, mă mult la altă biserică. Și tata sau mama, dacă îmi zic ceva, nu e nicio problemă, că nu mai vin două zile pe acasă și învăț eu pe ei ca să nu mai zică nimic data viitoare. Și soțul sau soția, dacă îmi spun mie să ies după internet, ei, nicio problemă, lasă că învăț eu minte. Acest egocentrism, unde omul se pune în centru vieții și unde devine individualist, independent și nu mai ascultă de nimeni, face ce vrea, că doar asta își dorește omul în viață, să facă ce vrea. Ce-a făcut Eva? Ce-a vrut? Ce-a făcut Adam? Ce-a vrut? Ce-a făcut Cain? Ce-a vrut? Ce-a făcut David pe acoperiș? Ce-a vrut? Ce-a făcut Anania și Safira? Ce-a vrut? Ce-a făcut Petru? Ce-a vrut? Ce-a făcut Iuda? Ce-a vrut? Ce facem noi? Cel puțin suntem tentați să facem ce vrem. Într-o viață abundentă și plină de plăcere, ca și viața de aici, este o adevărată provocare să-L pui pe Hristos în centru. Într-o viață ca viața din America, unde există miliarde de păcate preparate de diavolul și vopsite în cele mai sclipitoare culori, puse la tot pasul și nu știe nimeni, să rămâi un om pocăit este cea mai mare provocare a existenței umane. Există un dușman, dragi tineri, eu nu vreau să vă jignesc, voi știți că eu vă iubesc. Frați și surori, stimați prieteni, există un mare dușman care vrea să ne ia sufletul. Și la ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă își pierde sufletul? Dușmanul acesta îl detronează pe Iisus Hristos și îmi satisface mie orgoliu și nebunia de muritor punându-mă pe centru vieții mele. Nu mai mă interesează de pastor. Cladovane, tu să vezi de nevastă-ta, nu de mine. Și așa mai departe. Nu mai mă interesează de tata și de mama, nu mă interesează de nimeni, fac ce vreau. Eu sunt pe centru vieții mele. Biblia, rugăciunea, stăruința și alte forme de
maturizare spirituală, toate acestea au fost pentru părinții noștri. În ce măsură le frecventăm? Suntem așa de ocupați. De ce? Asta spune cine este pe centru, cine este în centru, cine conduce. Intenția mea nu este să vă întristez. Dacă eu aș ști că dumneavoastră aveți încă un suflet de rezervă, așa cum aveți o roată de rezervă la mașină, eu n-aș scoate niciun cuvânt dintre cuvintele care vi le-am spus în această seară. Pentru că dacă la noapte s-ar întoarce Iisus Hristos, mie nu mi-ar zice nimic, pentru că n-am greșit cu nimic. I-aș spune, Doamne, nu-i nicio problemă că oamenii aceștia au pierdut un suflet, dar mai au unul. Însă eu știu că tu, sau dumneata, n-ai decât un singur suflet. Și dacă îl pierzi pe ăsta, crede-mă că mașina frumoasă pe care o ai, casa frumoasă pe care o ai, realizările materiale pe care le ai, toate ard împreună cu dumneata. Pentru că în centrul vieții nu este Iisus Hristos, nu-s prioritățile Lui, nu-s valorile Lui, ci sunt eu cu prioritățile mele și cu valorile mele. Mă uit în ochii dumitale în această seară și te întreb, ai ajuns așa de rău încât aceste cuvinte să nu te mai atingă? Te-ai ascuns atât de bine și te-ai împietrit, te-ai încuiat în buncărul lui Saddam Hussein atât de bine încât aceste cuvinte să nu mai ajungă până la inima dumitale, să tremuri, să ți se facă frică, să ieși de aici tremurând și gândindu-te cu spaimă că la noaptea aceasta s-ar putea să se întoarcă Iisus Hristos și nu te-ai bucura nici de lume și nu te vei bucura nici de cer. Cea mai nefericită categorie de oameni sunt pocăiții nepocăiți. Ăștia nu s-au bucurat nici de păcat și nu se vor bucura nici de neprihănire. Pentru că n-au știut să fie nici oameni, nici neoameni. În seara aceasta mă uit la dumneata și vreau să-ți spun din partea lui Dumnezeu următorul lucru. În seara aceasta Dumnezeu te compară cu vița de vie, care e în floare. Și vulpile mici vin și se ating de flori și le rup. Pentru că vulpile mici sunt niște mari dușmani. Și pleci de aici bucuros că ai fost la biserică, dar nici măcar nu vrei să accepți provocarea. Cine este pe centru vieții tale? Cine hotărăște ce faci mâine seară? Cine hotărăște unde mergi în noaptea asta? Cine hotărăște unde te oprești în relația cu prietenul tău? Răspunde-mi! Cine hotărăște dacă fumezi, bei și faci prostii sau nu? Cine? Hristos sau tu? Cine? Și te mulțumesc că ai fost la biserică. Un lucru lăudabil, dar nu este totul. Te rog, acceptă că egocentrismul este un dușman care îți fură dreptul să mergi în cer. Pentru că îți oferă nebuna satisfacție să stai pe tron. Și niciodată muritorii nu trebuie să stea acolo. Locul unui muritor este în praful îmbibat cu sângele care curge de pe cruce. Locul tău este acolo jos, alături de mine, alături de omul ăsta și alături de toți oamenii ăștia. Acolo sus pe tron, în sala tronului, stă doar el și în mâna dreaptă are o carte, ale căror peceți chiar acum se rup. Și vor urma urgiile lui Dumnezeu peste generația aceasta de oameni fără minte, orgolioși, mândri, puternici, nebuni de puternici. Și toți oamenii aceștia vor merge în iad cu religiile lor. Cum să nu-ți spun eu aceste cuvinte când m-a trimis Dumnezeu să ți le spun? De ce să te superi pe mine dacă te iubesc? De ce să crezi că eu vreau să te jignesc dacă îți spun adevărul? Ce crezi că câștig eu dacă tu te pocăiești? Ce câștig eu dacă într-o zi vei fi în cer, mângâiat de mâna străpunsă a lui Iisus? Ce câștig eu dacă copilul tău se pocăiește și termină cu destrăbălarea și dacă nevasta ta devine o femeie cinstită sau poate tu însuți devii un om serios? Ce câștig eu? Însă eu am datoria să ți le spun, indiferent că mă înțelegi sau nu, indiferent că te superi pe mine sau nu, am să ți le spun atâta timp cât o să se mai miște gura aceasta, o să-ți spun aceste lucruri, altceva nu știu să fac, o să ți le spun mereu. Pentru că vreau neapărat ca noi amândoi să cântăm în corul din ceruri. Și Iisus Hristos să se uite la noi și nouă amândurora să ne spună, veniți robi buni și credincioși. Astăzi noi amândoi mergem prin praful acestei lumi și sunt dușmani mari, alcoolul, curvia, drogurile, tutunul și noi ne ferim de ei. Dar sunt niște dușmani mici pe care nu îi băgăm în seamă, pentru că oricum sunt nevinovați. Ce să-mi facă mie ăsta?
Dacă mă lovește un trac, mor. Dar dacă mă lovește mașina din plastic a unui copil, nu-mi face nimic. De ce să mă feresc? De ce să intru în panică în mod inutil? Sunt dușmani care îți distrug existența. Te rog în această seară, ia-ți timp. Și dacă ai un suflet pe care vrei să-l pui în mâna lui Dumnezeu, crede-mă că acum este momentul potrivit. Indiferent că ești aici în sală, mai în vârstă, indiferent că ești la balcon, mai tânăr, indiferent că ești online și în această seară ești cu noi, te rog, gândește-te că ai un singur suflet și crede-mă că el este în mâna ta. Fă ce vrei cu el, dar să ții minte, unde îl pui, acolo rămâne. Nu-l mișcă nimeni în veac. Pune-l în seara aceasta în mâna lui Iisus Hristos. Asigură-te că nu crezi doar în ceva, ci în cineva și ești fidel acestui cineva care e Domnul. Asigură-te că El este pe centru vieții tale, pe tronul vieții tale, nu tu. Asigură-te că El ia decizii, nu tu, tu doar le împlinești. Asigură-te că El îți pune prioritățile, nu tu, tu doar le împlinești. Asigură-te că El face planurile, nu tu, tu doar le împlinești. Ești sigur că plecând de aici poți să pleci cu inima împăcată și să pui capul liniștit pe pernă să te culci, că este Iisus Hristos în centru, pe tron? Vă invit în această seară, frați și surori, să vă ridicați în picioare. Dumneavoastră sunteți oamenii cu care eu trăiesc în fiecare zi și în fiecare duminică ne întâlnim aici și ne uităm unii la alții. Într-o zi cu noi, fizic, o să fie și Iisus Hristos. Dar până atunci trebuie să acceptăm provocarea spre pocăință. Aș vrea ca de obicei în seara aceasta să facem o aplicație practică, pentru că altfel la ce folos teoria aceasta dezgustătoare? Vă invit pe toți care sunteți aici să vă aplecați capetele în fața Domnului. Sunteți în fața Dumnezeului care de-a lungul anilor v-a purtat de grijă, v-a ascultat rugăciunea, v-a șters lacrimile, a investit în dumneavoastră. Sunteți în fața Lui în această seară, îi sunteți datori. El e Dumnezeu care merită toată onoarea, indiferent că i-ați dat-o sau nu. Sunt aici persoane care, în loc să creadă în cineva, au crezut în ceva, sau dacă totuși au crezut în cineva, n-au fost fideli și vor să se pocăiască și să creadă în Domnul și să fie fidel Domnului. Dacă aceste persoane sunt aici, eu vă cer să vă pocăiți și vă cer să manifestați pocăința aceasta ridicând o mână și manifestând decizia ca din seara aceasta să deveniți astfel de oameni. Sus mâna pentru Iisus Hristos! De asemenea, în această seară vreau să vă întreb următorul lucru. Sunteți niște oameni buni care veniți mereu și mereu la biserică, faceți donații, faceți jertfe, faceți slujbe, dar în adevăr nu știe nimeni că pe centru vieții dumneavoastră, pe tronul vieții dumneavoastră nu este Dumnezeu, ci sunteți, ascultați-mă bine, dumneavoastră înșivă. Vreți în această seară să renunțați la această domnie nebună și să vă dați jos de acolo, pentru că ăla este locul regelui regilor și al împăratului împăraților, al lui Iisus care a stat pe cruce și a murit pentru noi. Vrei să te dai imediat jos de acolo, mână de țărână ce ești, și să te așezi în praful din care te-a făcut Domnul într-o zi și să-i dai Domnului gloria invitându-L să se ducă pe tron și să rămână în vecii vecilor, să domnească în viața ta, nu doar să mântuiască viața ta, să spună ce să faci și ce să nu faci și să nu te superi pe El, pentru că El e stăpânul tău și are dreptul să-ți spună ce să faci. El are dreptul să-ți interzică să te duci în anumite locuri. El are dreptul să te oprească de la anumite plăceri păcătoase. El are dreptul să-ți poruncească, pentru că este Dumnezeul tău. El este stăpânul tău care ți-a dat viața și s-o poate lua chiar acum. Vrei tu în seara aceasta să-L pui pe El pe centru vieții tale, pe tronul vieții tale, și să-L lași să domnească, pentru că este singurul lucru pe care vrea să-L facă? Dacă ești aici omul acela, te rog să te pocăiești și să manifeste această pocăință ridicând o mână înaintea Domnului. Sus mâna pentru numele Domnului. Oamenii ai lui Dumnezeu care sunteți aici, indiferent că ați ridicat mâna sau nu, dumneavoastră nu sunteți datori față de mine. Eu sunt mâna de țărână care sunt la același nivel cel mult. Dar noi toți suntem în fața Stăpânului care este veșnic, mărit să fie numele Lui. Și mila Lui este aici în seara asta. Și harul Lui este aici și sângele care curge de pe cruce e din nou la dispoziția noastră. Cine ne va opri pe noi să ne pocăim, să ne smerim și să plecăm de aici oameni noi, cu priorități, cu valori, cu o viață schimbată? Vă invit să ne luăm momente de rugăciune. Oameni cu părul cărunt, care ați trecut prin pocăință în trecut, care ați văzut lucrările lui Dumnezeu, folosiți oportunitatea cercetării Duhului Sfânt în această seară și strigați către Domnul. Nu strigați neapărat mai tare ca alții cu gura, strigați mai mult ca alții cu inima.
și împreună cu toți cei care vor chema în seara aceasta în numele Domnului, haide să ne pocăim împreună. Nu e niciun polițist care ne interzice, nu e niciun comunist care ne cheamă la un interviu. Suntem siguri cu Iisus, suntem singuri cu Iisus și vrea să vadă pocăință la noi și vrea să vadă umilință la noi și vrea să vadă cum ne punem în țărână în seara aceasta și cum ne cerem iertare și cum recunoaștem că suntem vinovați, că fiecare avem tot felul de slăbiciuni și că fiecare cădem când într-un fel, când în altul și niciunul nu este mai bun decât ceilalți și avem nevoie de sfințenia lui Dumnezeu și avem nevoie de sângele lui Iisus Hristos și suntem aici și harul Domnului e cu noi. Haideți să ne smerim și să ne rugăm, pentru că Domnul este aici ca să ne ierte.